Mașina NEAI a jandarmeriei staționează periculos și ilegal în intersecție între două zebre, asta și asta. Strada Sibiu, colț cu 1 mai, București, sector 6. N-au nicio urgență, nicio treabă importantă, dar fac cumpărături și staționează în intersecție. Sper că ministrul, șeful jandarmeriei vede și înțelege că e inadmisibil așa ceva. Dacă nu, să-i transmite cineva. Nu-i așa că e ilegal și periculos staționați în intersecție? Ce-ame? Mașina în intersecție, nu-i periculos și ilegal? Avem o acțiune. A, da, am văzut ce acțiune. Cumpărături. O șmecheră acțiune. Scoatem căciulița și veghem. Totuși, o mutăm. Sau porniți girofarul dacă e acțiune și ceva urgent. În ce constă acțiunea? N-ai secret. Trebuie să-și cumpere fiecare câte o plăcințică. Și iaurt. Dar pe rând, că avem când. La început staționa între două zebre și acum s-a băgat pe una dintre ele. Poate o omori. Beata zebră. Nu o omoară. Hai, arată, mută-te. A venit ea, colega, din urmă.